dragii mei, plecând din Pitești spre Craiova, aproape de Albota, iată aici o curte. O curte și un creștin ortodox, iată ce a construit în această curte a lui. O bisericuță tare frumoasă. Este impresionantă. Minunat. Iată câtă iubire pentru Sfânta Biserică creștină ortodoxă. Aici e frumos. Frumos, minunat. Doamne, ce frumos! Este și o fântână aici. O curte plăcută și un monument pentru eroii care au murit probabil în primul sau al doilea război mondial. Și pentru parastas, dacă face cumva, se vede acolo un acoperiș, un loc special. Cât de frumos, cât de minunat. Și noi cred că ar trebui să avem în sufletele noastre o bisericuță. Așa ceva nu putem face noi toți. Dar să luăm aminte la dragostea lui, acestui om, și să facem o bisericuță din iubire, din credință multă. Și dacă vreți să vedeți binecuvântarea lui Dumnezeu, ia câtă prune. Uitați-vă cum a rodit aici. E plin de prune. Plin, plin. Cum era pe vremuri. Când oamenii erau plăcuți de Dumnezeu. Uitați, se frânge. Plin de prune. Minunat. Am să iau și una. Și zic, Bog, da proste. Ia uite-l și prunul ăsta. Ce frumos! Ce încărcat este! S-a mai văzut aici și mărul. Binecuvântarea lui Dumnezeu. Păi dacă e binecuvântare, este. Priviți câte mere. Se frânge, chiar are procte, așa cum aveau pomii când eram eu copil. Și mulți dintre dumneavoastră. Priviți rod bogat. Doamne! Doamne, slavă ție pentru toate! Uitați proctele, pentru că nu poate să țin rodul. Iar în multe sate și comune nu s-au făcut fructe deloc. Deloc, deloc, deloc. Păi da, pentru că primele fructe a trebuit oamenii să le ducă ca jertfă pe o tăviță, la biserică. Să spune, Doamne, asta le aduc aici. Nu pentru părintele, spre slava lui Dumnezeu, fiindcă Tu ai binecuvântat roada anului acesta, Doamne. Priviți ce bogăție! Dar mulți nu mai vor cu Dumnezeu. Și atunci nici Dumnezeu nu mai vrea cu noi. Priviți-l și pe părul ăsta, să-l vedeți, pe prunul ăsta. Uitați-vă cât de încărcat poate să fie. Eu vă spun adevărat, dumneavoastră. Și haideți în colțul ăsta să vedem și aici. Uite binecuvântarea Domnului. Doamne, ce minunat! Uitați câtă roadă de mere. Să-i dea Dumnezeu multă sănătate celui care a construit tot ceea ce se vede aici. Lui și la tot neamului cel viu și a adormit viața veșnică, mântire sufletelor. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Amin.